Să facem o paralelă, dacă este posibil, între parcursul României spre aderare din februarie 2000, când au demarat negocierile, și cel al Republicii Moldova. Autoritățile noastre și-au propus să adere în anul 2030. Practic, este același termen pe care a trebuit să-l parcurgă și România. Ce a făcut bine, ce a făcut rău în această perioadă, ce au făcut mai degrabă autoritățile de la București? Pentru că și România și Bulgaria totuși au obținut aderarea destul de rapid, dacă ne-am uitat la cât de pregătite erau, așa cum ați specificat și dumneavoastră. Da. Aici, de la bun început, trebuie evidențiată o diferență. Tratarea la pachet în aderare a României și Bulgariei nu este echivalentă, nu e comparabilă cu tratarea la pachet a Moldovei cu Ucraina. România și Bulgaria sunt țări comparabile, să spunem, cu un nivel, sigur, cu diferențe, dar cu un nivel asemănător de, ca populație, ca teritoriu, ca, eu știu, economie, în vreme ce între Moldova și Ucraina există diferențe majore de populație, de teritoriu, de situație politică, pentru că Republica Moldova are o problemă de litigiu, de teritoriu, are o problemă cu Transnistria ocupată cu trupe rusești, rezolvabilă în perspectiva aderării, după părerea mea. Adică dacă se hotărăște într-un fel mai mult sau mai puțin fățiși să renunțe la Transnistria, după părerea mea asta ar trebui să facă, atunci Republica Moldova se poate integra. În vreme ce Ucraina va fi într-un conflict înghețat cu Rusia, ceea ce îi va îngreuna foarte mult aderarea. Deci parametrii Moldovei și Ucrainei sunt foarte diferiți. De aceea, după părerea mea, Moldova ar trebui să, păstrând, sigur, relații de prietenie și de întrajutorare, fără discuție cu Ucraina, dar realist vorbind, ar trebui să se decupleze de Ucraina, după părerea mea, în procesul de aderare, pentru că altfel Moldova riscă să fie cumva blocată, trebuind să meargă împreună cu Ucraina. Nu pot avea același parcurs. Sunt două țări neasemănătoare. Apoi, v-aș spune din experiența noastră ce am văzut, cum s-au întâmplat lucrurile. Dumneavoastră aveți acum 35 de capitole care trebuie bifate, îndeplinite. În ele sunt mai multe clustere, sunt mai multe pachete în interior de domenii care trebuie abordate. Primul este justiție, stat de drept, justiție, economie, criterii politice. Așa este, cum să spun, ierarhia criteriilor. Deși, așa spune Uniunea Europeană, eu cred că Republica Moldova, învățând din experiența României, vă spun, știți cu ce trebuie să înceapă? Cu ce? Trebuie să înceapă cu comunicarea și educația. Pentru că pericolul cel mai mare este ca aceste reforme, care vor fi dureroase, cu costuri mari, greu de suportat de către populație, ele își vor arăta beneficiile pe termen lung, dar pe termen scurt și chiar mediu, ele vor fi greu suportabile. Și atunci este absolut esențial ca ele să nu fie făcute de sus în jos, pentru că oamenii luminați de la conducerea Moldovei, pro-europeni, vor să facă asta și impun lucrurile astea masei. Oamenii trebuie făcute împreună cu populația Moldovei,
nu condusă populația spre aceste reforme, mai mult sau mai puțin cu blândețe, ci împreună cu oamenii. Și aici trebuie să li se explice. Aici a greșit România. A greșit pentru că în prima parte așa a făcut. Asta spune Bruxelles, asta facem, asta implementăm și asta a dat imediat niște reacții ale unor grupări politice pe care le vedem acum la apogeu, se apropie de apogeu în România, anti-europene, eurosceptice și așa mai departe, care vor profita, și noastră aveți mari probleme cu astfel de grupări, care vor profita de momentele grele pe care va trebui să le traversați. Și atunci, înainte de orice, este necesar să aveți oameni capabili să comunice și să explice, în primul rând, în fiecare moment, iată de ce facem treaba asta, oameni buni. O facem pentru că acum va fi greu, dar uite cum o să meargă și o să fie bine. Da. Și doi, vă rog, educația, oricât ar părea de implauzibil ce spun, educația la nivel școlar, la toate nivelurile acum, făcută în spirit pro-european, în spiritul reformelor, pentru că reformele se vor întinde pe niște ani. Ele nu se fac într-o noapte. Cum ați și spus, 2030, să dea Dumnezeu să fie 2030. Se vor întinde pe ani. Și generația tânără, cea care va trebui să intre în focul acestor reforme, trebuie pregătită pe calea asta a educației. Asta, după părerea mea, sunt un fel de măsuri zero care trebuie luate. Prioritatea zero. După care vin 1, 2, 3, cele pe care le indică Uniunea Europeană. Da,